vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș desfășoară conferință de presă, unde vi se va prezenta o evaluare a activității desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călăraș și Poliția Municipiului Budești. Permiteți-mi să vă prezint invitații de astăzi, domnul inspector șef Marian Iorga, domnul comisar șef de poliție Nițu Lucian, șeful Poliției Municipiului Călăraș, și domnul subcomisar Miu Adrian, șeful Poliției orașului Budești. Pentru început, am să dau cuvântul domnului inspector șef. Bună ziua, vă spun și eu. Lunar, așa cum am obișnuit deja, ne dorim să avem cât mai multă transparență, ne dorim să informăm cetățenii cu privire la rezultatele pe care le obținem. De asemenea, am apreciat că este bine ca, prin intermediul dumneavoastră, cetățenii să cunoască echipa managerială a Inspectoratul Județean de Poliție Călăraș. Pentru astăzi am apreciat că alături de mine este bine să fie șeful Poliției Municipiului Călăraș. Este unitatea cea mai mare din poliția noastră, unitatea cu care duce greu, ca să spun așa, unitatea care are și cele mai bune rezultate. Și de asemenea, colegul meu, domnul subcomisar Miu, șeful Poliției Budești. La început, aș vrea să facem un obicei din a vă răspunde solicitărilor dumneavoastră din conferințele de presă anterioare. Îmi amintesc că luna precedentă un coleg de-a dumneavoastră din mass media ne-a lansat o temă în referire la un, n-aș putea să-i spun eveniment, la o situație prezentată de dumnealui cu o colegă de-a noastră de la Poliția Rutieră de la municipiul Călăraș. Vreau să vă informez că am discutat cu acea colegă, este unul dintre noi noștri colegi, alături de ceilalți pe care vă spuneam că ne dorim să-i profesionalizăm. Am discutat cu ea, a fost și atenționată să înțeleagă că suntem o entitate transparentă, suntem o entitate care ne dorim ca prin intermediul dumneavoastră cetățenii să știe ce facem și sunt convins că și-a însușit această discuție și pe viitor va avea, să spunem așa, o atitudine normală și față de dumneavoastră. Aș mai vrea să vă spun că pe finalul lunii august și începutul lunii septembrie, în cele două municipii, respectiv Călăraș și Oltenița, s-au desfășurat niște târguri de toamnă. An de an am încercat să îmbunătățim prezența noastră acolo, să fim activi și să nu înregistrăm evenimente. Pot să vă spun cu bucurie că în acest an cele două târguri s-au desfășurat în condiții de normalitate din punctul de vedere al poliției. Nu au fost înregistrate probleme, a fost un efort al colegilor mei de a fi prezenți la aceste evenimente derulate pe parcursul câte unei săptămâni. Îi felicit și le mulțumesc cu această ocazie. Ne pregătim și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi sunteți alături de noi și să informăm deja cetățenii încă de pe acum. Ne pregătim de o săptămână a prevenirii criminalității. Aceasta se va derula în perioada 2-6 octombrie. Vom lansa acea campanie ceva mai aproape și prin intermediul dumneavoastră vreau să invit toți partenerii din spațiu public, dar și cetățenii să fie alături de noi. Este o săptămână țintă, dacă vreți, în care zilnic vom avea câte o temă. Prevenția este unul dintre obiectivele noastre în județul Călăraș. Vă mulțumesc, dau cuvântul colegului meu, șeful Poliției Municipiului Călăraș. Ne-am dorit ca, prin intermediul dumneavoastră, să facem niște scurte informări în referire la activitățile derulate de colegii mei în prima parte a anului. Aș dori să precizez, așa cum a menționat și domnul inspector șef, că Poliția Municipiului Călăraș este unitatea cea mai mare din județ. E formată, zona de competență este formată atât din municipiul Călăraș, cât și de un număr de 19 comune arondate. Referitor la infracționalitatea sesizată în zona de competență, în primele 8 luni
s-a înregistrat o scădere cu 11 infracțiuni față de aceeași perioadă anului trecut. S-au înregistrat scăderi, în special la infracțiunile de furt, furturile din locuințe, asta un exemplu, număr de 22 de infracțiuni mai puțin, furturile din curs, din anexii gospodărești și înșelăciuni. Acest lucru s-a datorat la prezenția activă în teren a polițiștilor care au acționat permanent pentru prevenirea unor astfel de fapte, iar în cazul în care faptele au fost comise, au desfășurat activități pentru identificarea și reținerea persoanelor care au săvârșit faptele. Pot să menționez că modul profesionist în care polițiștii și-au desfășurat activitățile a condus la creșterea numărului de persoane cu reținute cu 18 față de aceeași perioadă anului trecut. La regimul rutier, pe raza municipului Călăraș față de aceeași perioadă anului trecut s-a înregistrat o scădere a numărului de accidente grave. S-a scăzut de la 9 la 8 și nu s-au înregistrat decese. Totodată, polițiștii au desfășurat activități susținute pentru prevenirea și combaterea abaterilor la regimul circulației, fiind aplicate cu 1460 mai multe sancțiuni față perioada similară a anului trecut. Ca să exemplific cât mai bine activitățile polițiștilor din cadrul Poliției Municipului Călăraș, pot să prezint următoarele cazuri. Urmarea activităților de cercetare desfășurate, s-a reușit identificarea unei grupări din municipiul Otrinița specializată în furtul din autovehicule. Astfel, în perioada 14-10-2, doi bărbați din municipiul Otrinița s-au deplasat în municipiul Călăraș, unde au acționat asupra 13 autoturisme din gama Renault, în care au pătruns prin spargerea geamului defector, iar din interior au sustras sistemele de navigație, acestea fiind vândute ulterior unei persoane din județul Ilfov. Autorii au fost reținuți și ulterior arestați preventiv, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate. La data de 11 mai anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipului Călăraș și ai Serviciului de Investigații Criminale au descins la mai multe adrese din Călăraș și Alunița, precum și în penitenciarul de maximă siguranță Galați, penitenciarele de maximă siguranță Galați și Tulcea, fiind executate un număr de 10 percheziții pentru destructurarea unei grupări care a acționat prin metoda accidentului. Din cercetările efectuate, a reușit că în perioada 20 aprilie 10 mai anul curent, membrii grupării ar fi contactat telefonic mai multe persoane și, prin inducerea în eroare cu privire la implicarea în accidente de circulație a membrilor familiilor, le-ar fi solicitat acestora diferite sume de bani. În urma acțiunii au fost reținute 8 persoane cu vârste între 16 și 39 de ani, s-a reținut comiterea 6 infracțiuni de înșelăciune și 2 infracțiuni de tentativă la înșelăciune, victime fiind persoane din vârstă, din municipiul Călăraș și localitățile învecinate. În urma percheziților efectuate cu sprijinul Administrației Naționale a Penitenciarilor, au fost identificate mai multe telefoane mobile și cartele SIM deținute ilegal în cadrul penitenciarului de maximă siguranță Galați și au fost recuperați 7.000 lei. Aș vrea să completez aici profesionalismul de care au dat dovadă colegii mei a condus inclusiv la instituirea de sechestre asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului. Noi de fiecare dată, prin toate activitățile pe care le-am derulat, ne-am dorit și ne dorim ca oamenii să înțeleagă, să fie precauți, să fie atenți. Încă o dată fac apel la cetățeni, ca ori de câte ori sunt sunați de diverse persoane, sub diverse pretexte sau sunt abordați pe stradă, în locuință, de diverse persoane, să verifice, să nu furnizeze informații, să nu furnizeze bani, să relaționeze cu familia, să sune la poliție, tocmai pentru a nu deveni victimele acestor infractori. Colegul meu de la Poliția Budești, domnul subcomisar Diu. Vă pot spune că prioritatea strategică a Poliției Orașului Budești este creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni. Realizăm acest lucru prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, menținerea siguranței stradale și, de asemenea, siguranței rutiere. În primele 8 luni ale anului 2017, datorită activităților preventive reactive desfășurate de către polițiști, s-a reușit asigurarea unui climat de siguranță și ordine publică, în perioada de referință, la nivelul zonelor rurale și urbane, înregistrându-se o scădere de aproximativ 22% a infracțiunilor sesizate față de aceeași perioadă anului precedent. De asemenea, la nivelul Poliției Orașului Budești, precum și a comunelor arondate, ponderea infracțiunilor o reprezintă infracțiunile de loviri și alte violențe. Înregistrând astfel, o scădere semnificativă, aș putea spune, de 50% a acestui gen de fapt.
menționat că această scădere se datorează reacției ferme și imediate a polițiștilor față de cei care au săvârșit astfel de fapte antisociale, fiind luate un număr de 36 de măsuri preventive, respectiv rețineri, urmate de măsura preventivă a controlului judiciar, ori arestului la domiciliu. De asemenea, în ceea ce privește infracțiunile contra patrimoniului, au fost înregistrate cu 14% mai puține furturi față de perioada similară a anului precedent, cele mai multe fiind din anexe sau dependințe, neasigurate de către proprietari, constând în general în sustragerea de diverse unelte folosite în construcție. Recomandăm pe această cale cetățenilor să acorde atenție în asigurarea cu sisteme de închidere a porților de acces în curțile locuințelor, anexelor gospodărești, să nu furnizeze informații persoanelor cu privire la bunurile deținute și totodată recomandăm mare atenție în folosirea rețelelor de socializare, de unde infractorii pot obține informații cu privire la bunurile și valorile deținute, programul persoanelor vătămate și momentele în care aceștia nu se află la domiciliu. Mulțumesc și eu. Sigur, sunt niște cifre, dar aceste cifre trebuie cunoscute de publicul larg, pentru că ele reliefează munca, reliefează adevărul. Oamenii trebuie să știe, să cunoască ceea ce facem pentru a fi în măsură să aprecieze rezultatele obținute de colegii mei. Și pentru că tot vorbim de Budești, îmi amintesc că într-o anumită perioadă o parte a presei a vehiculat în mod eronat o situație din zona satului Apruz. Aș vrea să rog pe colegul meu să reia un pic acele cazuri, doar din dorința de a cunoaște toți cetățenii prin intermediul dumneavoastră faptul că acele informații au fost prezentate eronat, iar realitatea stă cu totul altfel. Mă rog, domnule, vă amintiți cu siguranță acele situații de așa zise gravități, să le spunem, din satul Apruz. Situația stă cu totul altfel. Mă rog. Da, mulțumesc. În anul 2016, în satul Apruz, au avut loc trei evenimente care s-au soldat cu decesul la 4 persoane. Astfel, primul eveniment, un bărbat, în timp ce se afla cu căruța pe câmp, s-a dezechilibrat, a căzut într-o unealtă folosită la secerat. În acest caz, mă rog, survenind decesul, în acest caz vorbim despre o autoaccidentare, fapt confirmat de medicii legiști și de procurori, care au ajuns la concluzia că decesul acestuia a survenit strict din cauza autoaccidentării. De asemenea, un alt caz, un alt bărbat a decedat după ce s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit la cap dintr-o motosafă pe care o conducea ca urmare a unui balans făcut de doi minori. Cei doi bănuiți de săvârșirea infracțiunii au fost identificați. În prezent se fac cercetări pentru săvârșirea. Ca să completez pe colegul meu, dosarul a fost preluat de parchetul județean, care l-a și soluționat între timp. De asemenea, în luna octombrie 2016, tot în satul Apruz, polițiștii au reușit identificarea mai puțin de două ore de la sesizare a autorului unui omor săvârșit asupra doi bătrâni. În acest caz au fost sustrase și mai multe produse electrocasnice și electronice care au fost recuperate în totalitate de polițiști, iar autorul arestat. Vreau să felicit încă o dată, sigur noi am făcut-o și pe zona noastră internă. A fost un profesionalism desăvârșit al colegilor care au acționat la acel dublu asasinat, un caz de o gravitate foarte mare. Prin profesionalismul colegilor mei din aparatul județean și respectiv de la Poliția Budești, așa cum vă spunea și colegul meu, autorul a fost identificat și reținut în mai puțin de două ore de la data sesizării și data și ora sesizării evenimentului. Concluzia este că și în satul Apruz, ca pe raza întregului județ, poliția acționează cu fermitate, avem capacitatea și gestionăm toate evenimentele din stradă. Ele, așa cum v-au prezentat și colegii mei,
sunt în scădere de altfel, dacă vorbim strict de această entitate din unitatea administrativă teritorială a localității Budești, nu sunt probleme. Am dorit doar să prezentăm realitatea, ca să spun așa. Mă rog, dumneavoastră, dacă sunt întrebări. Domnule comandant, aș dori să mă adresez domnului comandant de la Poliția Municipiului Călăraș. Domnule inspector, domnule comisar șef, încep zilele municipiului Călăraș peste două zile. Ce măsuri s-au discutat împreună cu primăria municipiului, cu alți factori de decizie, răspundere vis-a-vis de buna desfășurare a acestui eveniment? La nivelul poliției, la nivelul primăriei municipiului Călăraș a avut loc în data de 19 o întâlnire cu toți factorii care contribuie la buna desfășurare a acestei manifestări. S-au stabilit activități pentru fiecare entitate în parte, iar la nivelul Poliției Municipiului Călăraș se va întocmi un plan de măsuri comun împreună cu Inspectoratul de Jandarmi privind asigurarea ordinii și siguranței publice la aceste manifestări. Unde se va desfășura și dacă vor mai fi blocate căile de acces, strada Slobozii? Am înțeles? Se va desfășura pe platou din fața Prefecturii Călăraș și se va închide circulația în zona respectivă. Prin colegii mei, integrat cu colegii de la jandarmi și în sprijinul poliției locale, vom fi prezenți într-un număr suficient pentru a nu înregistra probleme, pentru a asigura ordinea și liniștea publică și privilegiul acestui eveniment. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumim! Mulțumim.